În urma unui accident mortal produs duminică pe raza localității Godeanu, un bărbat în vârstă de 52 de ani din localitatea Mătru și-a pierdut viața. Din sursele noastre, bărbatul venise în județul Mihai Dinți pentru a se relaxa și a merge la pescuit. Pompierii din cadrul detașamentului Gărzi-Baia de Aram au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe drumul național 67D. La locul accidentului au fost mobilizate două echipaje de pompieri cu ambulanță și o auto specială cu modul de descarcerare. În cursul după-amiezii de duminică, pompierii militari din cadrul Gărzi-Baia de Aram au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe drumul național 67D pe raza localității Godeanu. La locul solicitării au fost mobilizate două echipaje de pompieri cu o ambulanță și o auto specială cu modul de descarcerare. La sosirea forțelor de intervenție, în autoturismul implicat în accident nu se afla nicio persoană. În urma căutărilor efectuate, pompierii au găsit un bărbat decedat. Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru cercetări. La sosirea autorităților în autoturismul implicat nu se afla nicio persoană, dar în urma efectuărilor, pompierii au găsit un bărbat decedat la circa 500 de metri de autoturism. În cursul zilei de ieri, Inspectoratul de Poliție Județean Mihai Dinți a fost sesizat de un participant la trafic cu privire la faptul că pe raza localității Obârșia Cloșani, pe DN67D, într-o propasie, se află un autoturism avariat. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției care, în urma verificărilor efectuate, a stabilit că un bărbat de 53 de ani din municipiul Mătru, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe DN67D, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat într-o prăpastie. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.